Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou videoclip, un videoclip puțin mai special, deoarece astăzi am luat decizia să vă prezint mai pe scurt ideea de Fair Play V3 și ce implică acesta. Ei bine, după ce parte din echipa din trecut s-a reîntors și totodată snippeturile de pe Discord au fost șterse, lumea a început să-și dea cu părerea. Un lucru foarte bun și benefic totodată, însă nimeni nu a știut cu adevărat răspunsul și ceea ce va urma cu adevărat. Ei bine, înainte să trecem la subiectul propriu-zis, vreau să lămurim două aspecte. Primul aspect este că nu vom da wipe și al doilea aspect este că serverul va fi schimbat din orice punct de vedere și o să vă zic cele două lucruri ce nu vor fi schimbate aproximativ deloc. Mulți dintre voi sunteți obișnuiți că atunci când o nouă versiune a unui server apare, ca progresul vostru să fie șters. Lucru ce nu se va întâmpla în momentul de față pe Fair Play. Așadar stați liniștiți, averile voastre nu se vor duce nicăieri, vor fi păstrate la voi. Chiar dacă se vor șterge mașini din showroom, lucru ce se va întâmpla sau totodată mașini cu coinsuri vor fi scoase, vă veți primi un anumit bonus plus banii / coinsurile pe care le-ați dat pe mașini în trecut. Când spunem că serverul va fi schimbat, mă refer la faptul că tot, de la roleplay până la sisteme, va fi modificat. Absolut tot. Mai precis, joburile vor funcționa pe UI complet, mai exact vă va arăta cum culegeți portocala în timp real și aici mă refer la UI-uri 3D total, adică reale, ca în viața reală. Nu vor mai exista joburi pe ore, însă nu vă imaginați că toate joburile vor plăti la fel. Va fi un alt concept în care o să puteți să avansați de la un job la celălalt și totodată nu vor mai exista skill-uri. La fel, va exista un nou concept prin care veți putea face bani, dar total diferit și fresh din punctul meu de vedere. Singurele două lucruri de care v-am spus și la început că nu vor fi schimbate va fi poliția / smurdul, însă și acestea la rândul lor au mici schimbări, precum la smurd urmează să adăugăm MDT și totodată la poliție urmează să adăugăm / smurd noi mașini și totodată s-ar putea să adăugăm ceva nou în echipament. Nu vreau să zic nimic, nu știm sigur treaba asta, dar cert este că vor urma câteva modificări și în privința lor și de ce nu le modificăm complet, probabil vă întrebați, având în vedere că o să modificăm tot, de la mașini, la UI-uri, la interfețe, la tot serverul, efectiv tot serverul va fi schimbat, în afara celor două, ei bine, acestea sunt făcute ca în viața reală, lucru ce se întâmplă și în viața reală, se întâmplă și la noi pe server, fapt pentru care nu le putem schimba, pentru că noi ne bazăm în continuare pe roleplay și cam despre asta este vorba, de a vorbi în call sign-uri, totodată de a avansa, gradele sunt la fel ca în realitate, plus multe alte lucruri pe care nu are sens să le schimbăm, pentru că tot acolo am ajunge într-un final. Din câte știți, pe 16 septembrie, adică într-o lună și 5 zile, serverul va împlini un an. Aceasta este una din surprize, mai exact V3-ul, însă cea de-a doua o veți vedea atunci. Așadar, un share sau comentariu sau orice susținere, precum un like, subscribe, etc. la acest videoclip ne-ar ajuta enorm de mult pentru a afla mult mai multă lume de server și hai să spargem tipoarele, da? Să băgăm V3-ul și să văd acolo 400 de jucători, pentru că nu știu câți dintre voi știți, dar picul nostru a fost la 350, parcă, de Crăciun, dacă nu mă înșel. Haide să facem să fie 400 la V3 sau dacă nu reușim la V3, pentru că din câte știu foarte mulți dintre voi veți fi în continuare, în concedii, hai să reușim la adăugarea noului event, nu știu, aș fi foarte bucuros totodată și aș vedea că munca noastră este apreciată. Totodată, în ceea ce privește V3-ul, nu pot să vă spun și totodată să vă promit că nu s-ar putea să apară mici probleme. Ideea este că joburile și totodată toate sistemele sunt testate zi de zi, efectiv. Astăzi testăm un sistem, mai testăm încă unul, mâine le testăm din nou în mai multe persoane, pe mine în mai puține persoane și așa mai departe. Ideea este că nu vor apărea buguri, ci vor apărea mici probleme, nu știu, de exemplu vă arată un checkpoint puțin mai încolo sau lucruri de genul ăsta la care s-ar putea și totodată v-aș ruga să... În privința V3-ului vreau să vă spun că nu poate fi totul perfect atunci când vom implementa update-ul, pentru că una este să testăm în 5, 10, 15 persoane, alta este să vedem cum reacționează serverul și totodată consola serverului undeva la circa 200-300 de persoane sau poate 400, depinde de cât ne vom strânge în acea zi. Noi în momentul de față funcționăm fix în felul următor. Se face sistemul, l-am testat. S-a băgat sistemul, l-am testat. Astăzi, mâine, poi mâine, în fiecare zi, în mai multe, în mai puține persoane, după care în mai multe. Suntem undeva la 4, 5, 6, 7 care testăm, adică testăm pe zile și până acum lucrurile au mers super ok. Am găsit probleme care au apărut la ele, să sperăm că nu vom mai găsi absolut nimic, însă dacă veți găsi, vă garantez că nu vor exista probleme mari, nu va mai fi ceea ce a fost în trecut, pentru că lucrurile sunt, adică se desfășoară la un alt nivel în momentul de față. Din nefericire, nu pot să vin cu un gameplay sau hai să zicem, nu neapărat un gameplay, dar măcar un mic snippet din noul V3, din noul Fair Play, pentru că va fi efectiv un nou server, ne vom lepăda de tot trecutul, între ghilimele, cum îmi place mie să zic, dar nu mi-e rușine cu el, sincer să fiu, cu bune, cu rele, au fost deciziile mele, deciziile echipei mele, decizii pe care ni le asumăm, bune, rele, sunt ale noastre, ok? Tocmai de aceea, haide să facem lucrurile să meargă mult mai bine și totodată nu uitați, avem o surpriză mare pentru voi, în general pentru jucătorii din trecut, rămâneți aproape,
aproape, intrați pe discord.gg/fairplay pentru că o să o anunțăm când suntem aproape de implementarea noului V3. Nu vreau să vă zic momentan ce este, unii dintre voi ați ghicit, alții n-ați ghicit, adică mare majoritate n-ați ghicit, dar ce vreau să vă zic este că asta este. Nu pot să vă prezint mai multe lucruri în ceea ce privește noul server. Vă pup, ne auzim cu bine pe server, totodată pe Discord și hai să vedem câți ne putem strânge în ziua V3-ului.